Orice realizare semnificativă în viață se face prin sacrificii. Astăzi vei cunoaște oamenii care au știut să-și sacrifice timpul și dorințele pentru a obține rezultate frumoase. Pășim altfel spre o sănătate mai bună. Mișcarea înseamnă viață. Cine ar fi crezut că modul în care ne mișcăm, dar mai concret mergem, ne influențează serios starea de sănătate. Fiind convins de faptul că omul trebuie să pășească cu partea din fața a tălpii și nu pe călcâi, cum o face majoritatea. Andrei Postolache a scris o carte audio în care încearcă să apropie oamenii de mama natură. Nu este medic și nu are nimic în comun cu cercetările ce se fac în domeniul evoluției umane. Durerile puternice de spate l-au determinat să găsească această metodă de vindecare. La locul de muncă suntem nevoiți să stăm în picioare sau, dimpotrivă, să ne petrecem întreaga zi pe scaun. După o zi grea de muncă, căutăm cu disperare un loc liber în transport pentru a ne putea odihni cel puțin un pic picioarele. Însă aglomerația din transport și traficul complicat ne obosește. Ei bine, aflați că cel mai bun remediu împotriva oboselii, dar și a tuturor bolilor care ne dau dureri de cap, este totuși mersul pe jos. Mai țineți minte încă din școală, mișcarea înseamnă viață. Dar eu prefer să merg pe jos. Și mergând în ea pe la șosea, o lume să mă vadă, peste tot să mă mândresc cu ea, iar eu să fiu... Ușor de practicat, necostisitor și fără riscuri, chiar pentru persoanele în vârstă, mersul pe jos poate fi foarte bine integrat în activitățile cotidiene. Este singura acțiune care păstrează sănătatea fizică și mentală într-o formă bună la orice vârstă. Cei care deja preferă cel mai ecologic mod de a se deplasa pot afla că nici aceasta nu este suficient pentru a avea un organism sănătos. Principalul este să mergem corect, afirmă scriitorul Andrei Postolache, autorul unei ediții audio numită Scutul secret al sănătății și longevității. Autorul susține că modul în care se deplasează întreaga omenire dăunează grav sănătății. După marea mea uimire, eu am descoperit că omul nu se mișca practic nici pe departe după cum ne mișcăm noi în ziua de astăzi. Dacă să fiu mai concret, practic mișcarea cea care era atunci, în zilele noastre putem spune că e pe cale de dispariție. Să mai mișcă acea mișcare, eu mă iau numai dansătorii, sportivii, cât practică sportul și dansul, practic, este așa. Acea mișcare corectă care, cum aș spune eu, dacă să luăm omul din ziua de astăzi, care e principala problemă a mișcării? Omul se mișcă, practic, ca, dacă ne uităm în jur, ne mișcăm toți pe călcâi. Mers care practică incorrect. De ce? Omul, dacă să luăm coloana vertebrală și cum e făcut corpul uman, scheletul uman, îți primește o axă, începând de la cap și până jos, îți primește o axă. Noi toată greutatea o lăsăm pe un singur punct, pe aceeași axă, practic, care ne dăunăm grav coloanei vertebrale, lăsăm toată greutatea pe coloana vertebrală. La vârsta de 33 de ani, Andrei a aflat că are osteohondroză. Timp de câțiva ani a consultat atât manualele de medicină, cât și medicii, dar se pare că nimic nu-l putea ajuta să-și rezolve problema de sănătate. În scurt timp a renunțat la tratamentul prescris de doctor și a căutat alte soluții. Andrei Postolache a recurs la medicina tradițională și la cea netradițională, iar atunci când s-a părut că a încercat totul și a făcut concluzii. Studiind toate metodele astea, m-am gândit în capul meu că totuși omul a trăit ori în India, ori în Chitai, ori în America, unde a trăit. Metoda asta orientală era în Asia să folosim. Metoda indiană se folosea în India. Altă metodă se folosea în America. Dar era totuși o metodă, ceva care a ținut omul sănătos, care îi unea pe toți, înțelegi? Că practic nu putem spune că yoga numai poate să aducă la toți folos, că yoga nu știu la noi și nu o cunoșteau, ea se cunoaște acum în ultima vreme, dar înainte nu se cunoștea. Și căutând și studiind, am ajuns la concluzia că, cunoscând fraza cea care o știm noi și o învățăm în școală de antichitate, tot știm că mișcarea înseamnă viață, m-am gândit că totuși trebuie să fie ceva legat de mișcare. Că practic pe om l-o ținută în viață toată epoca lui, începând din epoca de piatră și până în zile de în timpul evoluției, numai mișcarea l-a făcut. I-a dat ținută, i-a dat putere, i-a dat...
O persoană face între 5 și 10 mii de pași pe zi cu un singur picior. Atunci imaginați-vă câți pași greșiți fac oamenii în fiecare zi, ne întreabă autorul. Cei care frecventează sălele de forță sau adoră plimbările cu bicicleta practică deja acest gen de mers. Mai mult decât atât, el susține că astfel putem scăpa mai ușor și de kilogramele în plus, pentru că punem în funcțiune toți mușchii corpului. Ia că eu mă mișc cum ia că mișcăm noi călcâi. Ia că nu lucrează practic, eu nu sunt nici o mușcă să lucreze în mine, înțelegi? Ia că eu am schimbat oasele. Eu schimb greutatea cum îi mers corect, nu pe degete anume, dar pe partea din fața piciorului și dau o leagă de amortizare corpului, înțelegi? Practic eu greutatea de coloana vertebrală, înțelegi? Eu pun greutatea pe sistemul muscular care trebuie să lucrez. Și acte eu merg tot acea mers, dacă eu mă simt ca când eu zbor, eu mă ridic prin aer, înțelegi? La mine se ridic coloana vertebrală, se ridic cap și eu primesc plăceri de la mers, înțelegi? Timp de 2 săptămâni, fiecare doritor poate deprinde această tehnică. În carte, autorul îndeamnă oamenii să reducă munca la calculator sau pastilele și să meargă cât mai mult, dar corect. Andrei Postolache ne îndeamnă să studiem mersul păsărilor, pentru că anume aceștia sunt pașii spre tinerețea veșnică. Intrați în orice muzeu, sunt scheletele dinozaurilor. Dinozaurii în ziua de azi au mai rămas strămoși în păsările. Ia că uitați la orice hulub, la orice pasăre. Nici o pasăre nu-i care să meargă pe gheara asta din urmă care o are ei, ea o folosește în malaterizare, înțelegi? Practic, dinozaurii aveau o tonă și ceva, înțelegi? Aveau mai kilograme enorme și ei se mișcau tot ca păsările, partea din față, să ne iau o tonă și ceva. Corpul uman așa e făcut ca spui mușchii să lucrezi. Cartea reprezintă o lectură însoțită de o melodie lentă și cuprinde un set de exerciții cu scopul de a-i educa pe ascultători să meargă corect. Mai mult decât atât, cartea a fost aprobată de Direcția Municipală de Învățământ. Se duc acum tratative cu mai multe edituri, cu mai multe. Mulți recomandă ca cartea să fie cumva făcută prin guvern, că după recenzia care mi-a dat-o Ministerul Direcția Educației de Învățământ a Municipiului Chișinău, așa ei m-au îndreptat la Ministerul Învățământului, dar la Ministerul Învățământului pe atunci n-aveau bani să o facă cum să apuce atunci de făcut. Dar cred că până la urmă or să apuce că e o carte care trebuie la toate categoriile de vârstă și la copii, începând din grădiniță și în școală. E carte care e avizată de Universitatea de Sport a Republicii Moldova. Așadar, mersul pe jos este o sursă nebănuită de sănătate pe care mulți dintre noi o ignorăm din lipsa timpului, comoditate sau neștiință. Plimbările mai lungi alături de un prieten sunt benefice pentru trup și suflet, destind atât mușchii cât și mintea. Relaxează fizic și psihic, așa că data viitoare când alergați după autobuz, mai gândiți-vă odată și mai bine mergeți pe jos cele 2 stații. Dar eu prefer să merg pe jos.